misiune internațională la care a participat navele forțelor navale. În anul 2014, situația din Ucraina a adus în primul rând o creștere a prezenței forțelor NATO și ale Uniunii Europene în Marea Neagră și în aceste condiții, forțele navale au acționat pentru a prezenta interesul României de menținerea securității în Marea Neagră. De a susține poziția oficială a României de condamnare a crizei și a modului în care s-a acționat în Crimea și ocuparea abuzivă a Crimeei, și prin asigurarea unei prezențe a forțelor navale, a navelor și a personalului din forțele navale în principalele zone de acțiune reprezentate de Marea Neagră zona economică exclusivă și pe brațele Dunării. Ce ne-au arătat aceste exerciții desfășurate din comun? Avem capabilități, avem oameni instruiți să fim la nivelul alianței? Participarea la aceste acțiuni împreună cu cele aproximativ 20 de nave ale NATO cu care am acționat în acest an au arătat, în primul rând, pregătirea deosebită a personalului din forțele navale, faptul că oamenii și echipajele navelor pot acționa împreună cu aliații pentru a răspunde cerințelor de menținere a securității în Marea Neagră, de a acționa împreună cu aliații dacă este nevoie și în alte zone ale lumii. Dar, pe de altă parte, toate aceste exerciții împreună cu aliații au subliniat sau au arătat încă o dată necesitatea unei abordări mult mai coerente privind dotarea forțelor navale, necesitatea atât a începerii programului de modernizare a fregatelor, cât și a celorlalte programe care necesită dotarea forțelor navale pentru a acționa nu numai din punct de vedere al pregătirii echipajelor, al oamenilor, ci și de a avea capabilități la nivelul alianței. Ce se întâmplă cu Blexifor? Blexiforul este în continuare la nivelul țărilor riverane Mării Negre. Inițiativa este în acest moment blocată, rămânând deschisă pentru acțiuni de viitor, în condițiile în care, la nivelul Mării Negre, trebuie să existe între țările riverane o structură organizatorică, un mod de a acționa împreună pentru a sublinia încrederea și securitatea în Marea Neagră. Trebuie avut în vedere faptul că în regiune securitatea cel mai bine poate fi realizată prin contribuția tuturor țărilor riverane, prin abordarea ad literam a prevederilor Consiliului de Securitate ONU, a prevederilor acestor inițiative regionale destinate creșterii încrederii și securității în Marea Neagră. Operația Black Sea Harmony a căpătat astfel o mai mare importanță? Operația Black Sea Harmony nu trebuie privită decât la nivelul la care se află, adică o inițiativă bilaterală între România și Turcia destinată schimbului de informații privind securitatea în Marea Neagră, dar ea nu acoperă necesitatea existenței acestei inițiative sau continuării inițiativei Black Forum. Domnule Miron, vă propun să discutăm acum despre CSBM, inițiativa privind măsurile de creștere a încrederii și securității în domeniul naval la Marea Neagră. În decembrie anul acesta, România a preluat președinția acestei inițiative regionale la Marea Neagră, CSBM, inițiativă destinată creșterii încrederii și securității în Marea Neagră între țările riverane acestei regiuni. În primul rând, această inițiativă este destinată informării reciproce a țărilor riverane Mării Negre privind primele două mari exerciții pe care fiecare țară urmează să le execute în anul viitor și, de asemenea, inițiativa este destinată informării reciproce privind numărul de nave și submarine. Mai mari de 500 de tone pe care fiecare țară riverană le are în dotare. În aceste condiții, România, având președinția acestei inițiative, pentru anul viitor va monitoriza modul în care se face schimbul de informații privind aspectele menționate între țările riverane Mării Negre și, de asemenea, pentru anul 2016, în condițiile în care situația din regiune va permite, urmează să planifice un exercițiu la care urmează să invite și reprezentanți din țările riverane Mării Negre. Haideți să ne referim puțin la instrucția curentă a forțelor navale. Care au, au fost coordonatele pe care s-a desfășurat această instrucție? Aș reveni la aspectele internaționale din, în condițiile în care instrucția forțelor navale a fost afectată sau influențată în mare măsură de situația din regiune. Având în vedere aceste aspecte, instrucția a fost îndreptată mai mult către activitățile internaționale cu partenerii străini, mai ales membrii ai Alianței. Și, în special, cu navele din Statele Unite, împreună cu care am executat activități în comun pe parcursul întregului an, în condițiile în care peste 20 de nave au venit în zona României și, împreună cu acestea, am făcut exerciții în vederea prezentării sprijinului activ pe care România, ca membru al NATO și UE, promovează și susține inițiativele acestor organizații în regiune. Și în aceste condiții, instrucția a fost orientată către aceste activități internaționale, pe de o parte în detrimentul aplicațiilor și exercițiilor la nivel național, dar, pe de altă parte, a căpătat un caracter joint. Cu participarea în special a forțelor aeriene, dar și a forțelor terestre, și combinat prin activitățile internaționale pe care le-am desfășurat cu partenerii care au venit în această regiune. În anul 2014 am continuat activitățile în cadrul EPIDIVE cu scafandrii de luptă cu participarea Statelor Unite și a țărilor membre NATO, cum este cazul Bulgariei, sau PFP, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, țări care au participat la acest exercițiu coordonat și condus de Centrul 39 Scafandrii. De asemenea, avem foarte multe activități în comun în cadrul Black Sea Rotational Force cu partenerul american în zona Dobrogea, atât în poligonul de la Babada, cât și în poligonul de la Midia, cu participarea într-o măsură foarte importantă a batalionului de infanterie marină. De asemenea, în spiritul acestor măsuri de creșterea prezenței forțelor navale în zonele de interes, aș dori să menționez acțiunile desfășurate în delta Dunării, acțiuni cu participarea navelor din serviciul fluvial, nave care au acționat pe toate brațele Dunării în vederea creșterii acestei prezențe, în vederea promovării imaginii forțelor navale și a dorinței noastre de a asigura securitatea căilor de navigație mai ales a Dunării, care este un ax important de transport al Europei. Care sunt prioritățile anului 2015? Pe care să Pentru anul 2015, în primul rând, ca obiective importante, avem organizarea a două exerciții cu participare internațională, exerciții pe care avem intenția să le permanentizăm, un exercițiu Poseidon, pentru căutarea și distrugerea minelor și exercițiul Sea Shield destinat uh, luptei pentru anul 2015 destinat luptei împotriva submarinelor. Dar în continuare Sea Shield va fi un exercițiu pentru navele de suprafață, fregate, corvete pentru a permite pregătirea în comun a acestor tipuri de nave în activitățile viitoare. Deci aș dori din nou să subliniez faptul că cele două exerciții urmează să fie permanentizate și vor fi deschise participării navelor din țările aliate. Ca o continuare a activităților în cadrul Black Sea Rotational Force, urmează să organizăm un exercițiu, Fall Storm, destinat antrenamentului structurilor din cadrul Batalionului de Infanterie Marină, pentru a Continua programul de pregătire al acestora într-un exercițiu complex împreună cu partenerul din Statele Unite. Cei de la Dunăre vor fi implicați atât în exercițiu Fall Storm, cât și exercițiile destinate continuării prezenței pe brațele Dunării și asigurarea securității navigației pe fluviu Dunărea..